Cercul de limba română pentru profesorii din învățământul gimnazial a fost organizat la școala numărul 3. Activitatea a cuprins două părți, prima fiind desfășurată de un grup de elevi. Mai exact, aceștia au prezentat o scenetă despre tradițiile populare românești. Ei, acum nu mai sunt sărbătorile de altă dată. Toți sunt împrăștiați pe la casele lor, au familia lor. Nu își mai petrec ei sărbătorile cu doi moșnici uitați de vreme. I-asculați voi, case mari, florile d'albe, i-asculați român lugar. Foarte bine au îmbrățișat asemenea tipuri de activități și cred că or să reușească să încânte toți profesorii de limba română participanți la această activitate metodică. Cea de-a doua parte a cercului de limba română a constat într-o discuție a profesorilor pe tema metodologiei pentru acordarea titlului profesorul anului în învățământul preuniversitar. Cercul este una dintre ocaziile puține în care ne regăsim, ne întâlnim cu colegii noștri și avem ocazia aceea a revederii și a reîntâlnirii într-un cadru festiv, într-un cadru care să ne bine dispună și să ne readucă lumina pe suflete. Activitatea de astăzi ne-a bucurat sufletele tuturor, atât colegilor care au participat, cât și mie. Iată că la școala numărul 3 se muncește, colegele mele de limba română au pus suflet în ceea ce au făcut și ne-au adus spiritul Crăciunului mai devreme. Tot la școala numărul 3 s-a desfășurat și cercul pedagogic al profesorilor de educație fizică, în cadrul căruia au fost susținute o lecție demonstrativă și o sesiune de prezentare de referate.